Salut! De ce nu este bine să îngropăm punctul de altoire la pomii fructiferi? Ați tot auzit acest îndemn și astăzi vreau să vă arăt practic de ce nu trebuie să îngropăm acest punct de altoire. Ce se întâmplă în momentul în care punctul de altoire este acoperit cu pământ și are suficientă umiditate? Altoiul, adică partea superioară a plantei, a pomului, începe să genereze și el rădăcini. De ce face treaba asta? Pentru că prin altoire avem de fapt două plante. Portaltoiul, care este purtător al unor caracteristici, și altoiul, care este purtătorul altor caracteristici. Dar în momentul în care și altoiul atinge pământul, el începe să se dezvolte independent de portaltoi și generează rădăcini, exact ca în cazul de față. Ce avem de făcut? În primul rând, trebuie să îndepărtăm pământul din jurul punctului de altoire. A doua măsură este să tăiem, să îndepărtăm fără milă și fără teamă aceste rădăcini care au crescut, generate din punctul de altoire și din altoi. Pentru că în felul acesta, pomul nostru, așa cum a fost el creat, montat din două părți, din altoi și portaltoi, să tragă sevă doar prin intermediul portaltoiului. Doar în felul acesta, pomul nostru își va păstra caracteristicile originale, caracteristici care au fost definite și gândite în momentul altoirii. Deci, concret, vedem în imagine cum au crescut rădăcini exact din punctul de altoire și o parte din ele sunt generate din altoi. Așa că îndepărtăm pământul, tăiem rădăcinile și lăsăm în continuare pământul departe de acest punct de altoire. În cazul meu, la acești meri s-a întâmplat această treabă pentru că aici am avut un răzor de ceapă. Punctul de altoire a fost mai jos decât am ridicat bilonul pentru răzorul de ceapă. A avut umiditate suficientă pentru că i-am udat toată vara și acest lucru s-a întâmplat. De aceea v-am spus și v-am repetat de fiecare dată, lăsați punctul de altoire deasupra solului. Dar nu este nicio crimă, îndepărtăm aceste rădăcini crescute și pomul își va continua traseul obișnuit. Nu trebuie să existe concurență între rădăcinile portaltoiului și rădăcinile generate de altoi. Cele două părți ale pomului trebuie să funcționeze, adică portaltoiul să genereze rădăcini și să asigure hrana și vigoarea pomului, iar altoiul să producă fructele. Luați neapărat această măsură dacă aveți pomii îngropați mai mult decât este cazul. Atât pentru astăzi, până data viitoare, multă sănătate și aveți grijă de voi, să vă bucurați de fructe. Numai bine!